Un bărbat din Vâlcea a fost bătut de soțul amantei după ce femeia a făcut accident, iar soțul înșelat a ajuns la fața locului înaintea poliției vineri noaptea 26 august în zona satului Izvorul Rece din comuna Vaideeni. Bărbatul se afla în mașina condusă de amanta sa când femeia a pierdut controlul, iar autoturismul a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat. Cei doi au scăpat cu răni ușoare, însă la locul accidentului a ajuns înaintea poliției soțul înșelat. I-a prins în flagrant pe cei doi și s-a răzbunat pe amant soției sale. De compartimentul de relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea este abilitat să comunice următoarele. În noaptea de 25 spre 26 august, în jurul orei 1:55, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul că în comuna Vaideeni a avut loc un eveniment rutier. Din verificările efectuate a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 34 de ani, în timp ce conducea un autoturism în comuna Vaideeni, ar fi pierdut controlul volanului și s-ar fi răsturnat în afara părții carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto și a pasagerului dreapta față, ambii fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și un alt dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.